Certificatul energetic este obligatoriu în clădirile instituțiilor publice, potrivit specialiștilor în domeniul construcțiilor. Certificatul energetic este obligatoriu nu doar la vânzarea unui imobil, ci și la clădirile instituțiilor publice. Anul curent, obligativitatea la instituțiile publice de a afișa acest certificat de performanță energetică este obligatoriu. El este într-un fel și acum obligatoriu, dar pentru suprafețe până la 250 de metri pătrați, vorbim de suprafețe utile care le aveți. Iar de anul ăsta și peste 500 trebuie să fie afișat. Deci în instituțiile publice, și asta e, cum să vă spun, este obligația noastră de a face verificări pentru următoarea perioadă.